este Sfânta Biserică, întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce, prin învierea sa. Și dintr-un început, dreapta credință a vrut de întâmpinat multe primejdii, multe dușmănii, multe rătăciri și a biruit, pentru că porțile iadului cu faptul Mântuitorului Iisus Hristos nu va birui biserica sa dreapta credință. În fața păgânilor care țineau la credința lor, străinul de adevărul de credință, bunii creștini au suferit mult și multe, mai ales sfinții mucenici, și-au dat viața pentru apărarea drepte credințe. De aceea, păgânii, văzând această tărie sufletească a creștinilor, apărând dreapta credință, văzând că au răbdat, sau răbdau chinurile din partea păgânilor, mulți dintre acești păgâni au îmbrățișat dreapta credință, credința creștină. Mai mult decât atât, păgânii au îmbrățișat dreapta credință, credința creștină, luând aminte la dragostea cu care creștinii trăiau între ei, spunând, iată cât de mult creștinii se iubesc între ei, în toată curăția sufletului. De aceea, Sfântul Ioan Nicolae a urmat sfinților mucenici, sfinților ierarhi înaintași ai lui, sfinților apostoli, sfinților cuvioși din pustii și din satele de atunci și dintotdeauna. Deci a apărat dreapta credință și a trăit în Duhul dreptei credințe, fiind milosiv. Și cum am zis, poporul nostru, având atâta evlavie la acest Sfânt Ierarh, și-a trăit din plin, și în casă trăiește din plin în Duhul adevărului, în dragostea creștină, credința creștină, faptele de milosenie. Poporul nostru, se zice, este un popor ospitalier, adică deschis sufletește către tot ce din jur și mai ales către cei aflați în nevoi, în lipsuri, în strâmtorări. Și au mers până acolo poporul nostru cu dragoste față de aproapele, ca atunci când oameni de altă credință erau strâmtorați și au plecat din țara lor, au venit în țara noastră, s-au așezat aici și au rămas aici. Ei rămânând cu credința lor, noi cu credința noastră. Ei au rămas la noi pentru că s-au simțit bine, mai ales sufletește, văzând bunătatea și înțelegerea oamenilor pământului nostru. Și am văzut ceva, felul ca noi ne mărturisim credința cu atâtea obiceiuri.
la naștere, la nuntă, la botez, la mormântare, la sărbătoarele mari sau mai mici. Credința noastră a rodit în sufletele noastre tot ce este frumos. În literatură, în artă. De exemplu, dacă veți avea posibilitatea să puneți mâna pe o carte de citire pentru curs primar, în clasele 1-4 și chiar 5, 7 sau 8, cum era înainte, în carte de citire, lecțiile, lecturile din literatura noastră, fiecare se încheie cu un proverb moralizator, luat din Sfânta Scriptură, a Petru sau Noul Testament, din Sfinții Părinți. Și chiar din literatura veche, de la greci, de la latini, de la romani. Deci totdeauna s-a căutat prin ceea ce trebuia să învețe școlerii, care la curs primar, să învețe și buna purtare, morala și mai ales munca. Munca. Acestea toate sunt roadele dreptei credințe. Dreptei credințe. Ce să mai vorbim de opere de artă, picturile, cele din Bucovina, unice în lume, refer la biserici pictate interior și exterior, rugărire și alte opere de artă, sfinte icoane. Deci aceasta este credința noastră creștină ortodoxă. Iar faptul de milosenie totdeauna a fost prezente în viața poporului nostru, având ca pildă pe Sfântul Ieraș Nicolae. Se spune că dacă n-ar fi fost faptul de milosenie, de ajutorare din partea poporului nostru, unii cu voievozii noștri, fapte îndreptate către muntele Atus și pe alte biserici din Orient, din Răsărit, aflate sub ocupația otomană, puține ar fi mai rămas în acea lume și mai ales în muntele Atos. Deci dărnicia poporului nostru, a voievozilor noștri, a fost recunoscută și este recunoscută de toată lumea. Am învățat foarte mult de la Sfântul Ierarh Nicolae. Acest om al lui Dumnezeu, care a știut să îmbine fapte cele bune, milosenia, învățătura, răbdarea și râvna în trăirea și apărarea dreptei credințe. De aceea, în bisericile noastre, icoanele, în primul rând, de jos, numite împărătești, permanent, în partea dreaptă, se află chipul icoana Sfântului Ierarh Nicolae. În partea stângă, icoana hramului bisericii. Acesta este Sfântul Ierarh Nicolae în sufletul poporului nostru. Un părinte duhovnicesc, o pildă de trăire creștină. Iată-ne în această Sfântă Biserică. Sigur, biserica, spital propriu-zis, este cealaltă, unde sigur n-am avut înțelegerea în partea pe rândul respectiv.
Dumnezeu judecă pe fiecare. Dar prin râna părintele diaconașul Constantin și cu ajutorul credincioșului prezenți aici și alții care nu sunt prezenți aici, iată câte frumuseții vedem aici. Este jertfa dumneavoastră, râna dumneavoastră, faptele de milosenie. Și ați împodobit această de biserică cu aceste icoane atât de frumoase. Și sigur, Părintele și-a organizat și acest buchet de cântăreți. Poate este unica biserică unde sunt atâția tineri școliți care cântă la strană aproape fiecare zi sau la sărbătorile mai mari sau mai mici. Așa am învățat. Așa e cunosc familia Părintele Diaconașul. Oameni credincioși, jertfernici, oameni care trăiesc la camin care era la biserica, la casele lor, ca și călugării, cu mult post și cu multă rugăciune și multă muncă, cu toată demnitatea. Așa am învățat din casa părintească și așa a rămas așa. Rog pe Bunul Dumnezeu ca jertfa închinată acestei Sfinte Biserici și râvna dumneavoastră pe treaba credință să fie bine primite în Împărăția Lui Dumnezeu, într-o bucurie a mântuirii. Amin. Înaltă Sfinția voastră, mulțumim mult de tot pentru că ați venit și ați sfârșit privegherea Sfântului Ierarh Nicolae. Mulțumim pentru dragoste care purtați bisericii noastre, spitalului nostru, bolnavi, cadrul medical și nouă tuturor. Ați făcut, ați format o tradiție ca în fiecare an de Sfântul Ierarh Nicolae să fiți aici. Vă mulțumim că veniți și cu față de o sănătate și muncă aveți timp și pentru noi și ne binecuvântați. Ca semn de prețuire și de mulțumire, vă dorim această frumoasă icoană pe Sfântul Ierarh Nicolae și vă mulțumim și vă salutăm dreapta. Voi bună! Cu sănătate și bucurie a mântuirii. Acum să miluiesc pe nicioși, da? Să fac la seama că ceva. Bine primitați? Miluitor. Și încep de acolo, ca de obicei. În partea cealaltă. Îi dau de la cap, de acolo. Se e că e strâmtă și e mai greu. Asta nu mai fi. Să-și lăsăm un pic.